Această emisiune vă este oferită de compania Herbașu. Domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Strategie în alb și negru. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit ca în fiecare săptămână să aflați noutăți din lumea șahului. La România a avut loc finala regională a proiectului Șah în școală. Competiția s-a desfășurat în aer liber în parcul Fundației Episcop Melchisedec. Aproximativ 400 de participanți din 7 județe ale țării au luat parte, fiind împărțiți în categorii de vârstă de la grădiniță până la liceu. A fost cel mai mare turneu de șah organizat în acest an la Roman și unul dintre cele mai mari din România. Ionuț Gânjiu, instructor de șah la Clubul Sportiv Municipal Roman, a fost directorul turneului. Printre câștigători s-au numărat două perechi de gemeni, Ailin și Yasmin Tsugui de la CSM Roman, care au ocupat locurile 1 și 2 la fete în clasa și Nicolae și Petru Trifan de la Politehnica Iași, locurile 1 și 2 la băieți de clasele 5-6. Din brigada de arbitri au făcut parte Dariana Didiliuc, Sebastian Volcinske și Lucian Jugaru. Prin această competiție ne-am dorit să aniversăm 200 de ani de la nașterea episcopului Melchisedec Ștefănescu, un promotor al culturii și educației în rândul copiilor. În decursul acestui an vor mai fi organizate încă 10 competiții șah în școală în județul Neamț, în special în mediul rural, a declarat Ionuț Gânjiu, directorul turneului. Între timp, sâmbătă trecută a avut loc o altă etapă a proiectului șah în școală în centrul Sighișoarei cu 270 de elevi participanți. Prima mutare a fost făcută simbolic de Iulian Sârbu, primarul municipiului Sighișoara. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială Victor Jinga și Clubul Sportiv Municipal Sighișoara cu sprijinul lui Vlad Ungureanu, președintele Federației Mondiale de Șah în Școli. Duminica trecută au fost etape în Iași, Popești și Galați, iar în acest weekend are loc o nouă competiție destinată elevilor la Satu Mare. Desfășurarea etapelor din iunie este de asemenea programată în aer liber, dar acest lucru va depinde de vreme. Duminica trecută a avut loc Cupa Salina Turda. De bună organizare s-a ocupat Radu Șofran, organizator internațional. În cadrul Festivalului Internațional de Șah Salina Turda s-au desfășurat numai puțin de 4 turnee open, inclusiv o competiție dedicată șahiștilor nelegitimați. Ediția de anul acesta a competiției s-a bucurat de un succes remarcabil. Evenimentul a adunat peste 200 de copii talentați cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, provenind din România, Republica Moldova, Bulgaria sau Ungaria. Ca în fiecare an, participanții au avut oportunitatea de a juca șah într-o locație inedită, în interiorul Salinei Turda. Este pentru a 8-a oară când copiii joacă șah aici în Salina Turda, cea de-a 8-a ediție a competiției. Din ce în ce mai mulți revin an de an pentru că este o atmosferă plăcută și, de ce nu, sănătoasă. Părinții îi așteaptă pe hol și se pot bucura de frumusețea Salinei Turda. Știu că ești din Baia Mare. De cât timp joci tu șah? Joc de mai mult timp șah. M-am apucat de când eram mic, cam de la 6-5 ani. Am continuat cu șahul. M-am oprit o perioadă pentru că am dat examen la un liceu foarte bun din Baia Mare. Am intrat, în fericire, și am zis să vin la Turda, pentru că este un concurs foarte bun și un concurs în care vin aproape în fiecare an. Pentru că este Salina și îmi place atmosfera de șah. Și... Răzvan, de unde ești tu și cu cine faci șah? Eu sunt din Baia Mare și fac șah cu Grega Lucian. Teodora, ai mai fost la acest turneu? De unde ești tu? Eu sunt din Cluj-Napoca și am mai fost la acest turneu. Fac de la 6 ani șah, însă abia de câțiva ani am început la performanță și este a treia oară când vin la acest turneu. În cadrul festivității de premiere, organizatorii au subliniat importanța susținerii oferite de cei ce sprijină acest festival de la o ediție la alta, printre care Stefano Albarosa. Pot să promit că o să fim și la anul. Ce se întâmplă cu copiii aceia? Gimnastica minții, așa cum a spus domnul primar. Eu cred că capacitatea de a vedea 3, 4, 5 pași înainte. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a transmis felicitări tuturor șahiștilor prezenți și le-a urat succes în viitor, exprimându-și aprecierea pentru rezultatele obținute. Nu suntem la prima abatere de acest gen, suntem la 8-a și sperăm, cu siguranță le vom continua, dar de anul viitor sperăm să le continuăm în sala polivalentă noastră, care peste o lună o edificăm. Primarul municipiului Turda a colaborat cu reprezentanții Salinei Turda și cu organizatorul Marian Fântână pentru a asigura o experiență memorabilă participanților pe parcursul celor 3 zile de competiție. Organizarea rundelor de joc a fost asigurată de arbitrii Radu Șofran și Cătălin Tăricianu. În anii ce vor urma, organizatorii speră că acest festival va înregistra o creștere continuă, atrăgând un număr tot mai mare de șahiști din diverse țări ale lumii. Ne bucurăm că am ajuns la ediția 8-a Festivalului Internațional de Șah Cupa Salina Turda. Au participat un număr de peste 200 de copii din mai multe țări.
vreau să mulțumesc tuturor sponsorilor și persoanelor implicate pentru realizarea acestui eveniment și așteptăm pe acești copii și la evenimentul următor de la ediția nouă. Puternicul turneu Women's Armageddon a fost câștigat de marea maestră din Kazahstan, Bibisara Asaubaeva. Turneul a făcut parte din seria Armageddon, cu victoria în etapa intitulată Săptămâna Femeilor, jucătoare de șah kazahă și a asigurat un loc în marea finală ce va avea loc în luna septembrie. Acolo se va alătura celorlalți finaliști ai seriei Armageddon. În etapa destinată șahistelor, Women's Week, Bibisara Asaubaeva, care este deja dublă campioană mondială la Blitz, a învins-o pe marea maestră din India, Hampi Koneru. Etapa următoare a turneului va avea loc între 12 și 18 iunie și va include 8 jucători, printre care se numără Maxim Vacher la Grav din Franța, marele maestru Raport, reprezentând România, polonezul Duda, dar și alți 4 concurenți care s-au calificat din partide jucate online. Seria Armageddon este un format special de turneu cu partide atât în Berlin cât și în mediul online, în perioada martie-septembrie 2023. Turneul a devenit unul dintre cele mai urmărite evenimente de șah. La turneele din seria Armageddon, jucătorii concurează sub presiune de timp în cel mai dramatic format de șah existent. Câștigătorii calificărilor online luptă în meciuri de Blitz și Armageddon împotriva celor mai puternici, mai maestrii șahului din lume. Turneele sunt comentate într-un studio spectaculos din Berlin, partidele fiind transmise în direct de 17 platforme online, precum și de unele televiziuni. În general, termenul Armageddon are o conotație biblică și se referă la un moment apocaliptic, o bătălie finală între forțele binelui și răului. În contextul șahului, Armageddon se referă la un format de joc decisiv cu avantajul timpului în favoarea unuia dintre jucători. De obicei, jucătorul cu piese albe primește mai mult timp pe ceas, dar este obligat să câștige partida pentru a obține victoria finală. Pe de altă parte, jucătorul cu piese negre primește mai puțin timp, dar o remiză este suficientă pentru a câștiga partida și a obține victoria finală. Acest format încurajează jucătorul cu piese albe să atace și să caute victoria, în timp ce jucătorul cu piese negre poate juca mai defensiv pentru a obține remiza necesară. Această abordare unică adaugă un element de suspans și dramatism în meciurile de șah. Astăzi, la Șahul de Poveste, vorbim despre marea maestră din Kazahstan, Bibisara Asaubaeva, actuala campioană mondială la șah Blitz. Născută pe 26 februarie 2004 în Kazahstan, Bibisara Asaubaeva, cunoscută și sub numele de Bibi, a captat atenția încă de la o vârstă fragedă în domeniul șahului. Este impresionant și greu de crezut, dar la doar 7 ani a reușit să obțină titlul de maestră FIDE. În prezent, la 19 ani, deține titlurile de maestru internațional și mare maestră la feminin. Este actuală campioană mondială la Blitz feminin, după ce a câștigat acest titlu de 2 ori consecutiv. A fost înregistrată în cartea recordurilor Guinness pentru realizarea de a deveni cea mai tânără campioană mondială la Blitz feminin. Această distinție a fost acordată pentru performanța sa din 2021, când a devenit campioană mondială la Blitz la doar 17 ani. A reușit apoi să-și apere acest titlu și anul trecut. Născută în orașul Taraz din Kazahstan, a început să joace șah la vârsta de 4 ani, fiind învățată de bunicul ei. A câștigat primul campionat al orașului la vârsta de 6 ani. A primit titlul de maestră FIDE în 2011 la vârsta de doar 7 ani. În urma victoriei sale la campionatul mondial pentru tineret din Brazilia, la categoria fete 8 ani, Asaubaeva a mai concurat și în gimnastică ritmică, fiind campioana orașului Astana de mai multe ori. În 2016 s-a mutat cu familia în Moscova și a schimbat afilierea la Federația Rusă. A câștigat medalia de aur la campionatele mondiale din Batumi, Georgia, la categoria fete 12 ani, iar anul următor a obținut argintul la fete 14 ani la Mondialul din Uruguay. În 2017, la vârsta de 13 ani, a concurat la Campionatul European Individual din Minsk, obținând o normă pentru titlul de maestru internațional. În 2019 s-a întors în Kazahstan și a revenit la Federația din țara sa natală. De altfel, nu a solicitat niciodată cetățenia în timpul șederii în Rusia. În martie 2019 și-a făcut debutul cu succes în echipa națională a Kazahstan la campionatul mondial pe echipe feminine. În decembrie 2021 a obținut argintul la campionatul mondial feminin de șah rapid desfășurat în Polonia. 2 zile mai târziu a devenit campioană mondială la șah Blitz, câștigând competiția cu o rundă înainte și un scor de 14 puncte din 17, dintre care 13 victorii. A reușit să-și apere titlul și în 2022 la campionatul mondial de Blitz desfășurat chiar în Kazahstan, unde a împărțit podiumul cu Magnus Carlsen.
Kazahstan, campionul mondial la Blitz Open. În cadrul unui interviu acordat organizatorilor turneului recent câștigat, Armageddon Women's Week, Osobaeva a declarat că își propune să devină campioană mondială și în competiția de șah clasic. Chiar în acest weekend participă la un Grand Prix feminin în Cipru, unde conduce turneul după ce a învins-o pe fosta campioană mondială, Alexandra Kosteniuk. Continuăm lecțiile de șah cu principiile de eliminare a unui șah. Am avea cam trei variante să scăpăm de un șah. Fie să capturăm piesa care ne atacă, fie să interpunem o piesă proprie între piesa atacatoare și regele nostru, fie să mutăm din rege. Dar această a treia variantă, de exemplu, nu am alege-o în cazul în care încă vrem să mai efectuăm rocada, pentru că odată ce am mutat din rege sau din turn, nu am mai avea acest drept. În această poziție, destul de echilibrată, vedem că albul are o damă, două turnuri, două piese ușoare și șase pioni, la fel și negrul. Dacă albul ar fi la mutare, probabil că ar efectua rocada sau ar dezvolta acest nebun, dar pe moment nu ar putea să-l dezvolte în D2, pentru că ar rămâne calul fără apărare. Deci, pe moment nu poate să dezvolte nebunul. Probabil ar alege să efectueze rocada, iar dacă negrul ar fi la mutare, probabil ar dezvolta calul, pentru că principiile ne spun să terminăm dezvoltarea pieselor ușoare, să efectuăm rocada și apoi să începem atacul. Dar ar putea la fel de bine să aleagă să negrul să dea totuși un șah și ar putea în această poziție să dea un șah cu nebunul în B4. Nu este o mutare rea, dar cum spuneam, poate ar fi fost mai bine să dezvolte calul, să aducă turnurile în joc și apoi să atace. Este un șah care îl poate face pe alb să greșească, dacă, din nou, dacă ar muta nebunul. Vom vedea imediat de ce, dar să luăm pe rând cele trei principii, modalități de eliminare a șahului. În primul rând, am putea să capturăm acel nebun. Este o mutare naturală, destul de bună, dăm un cal pe un nebun. Chiar dacă aveam calul destul de central, putem să alegem totuși să capturăm acest nebun. Negrul poate să captureze, este din nou șah, dar acum putem să ne apărăm mai ușor, de exemplu, cu dama în D2. De ce am putea să punem dama în D2? Pentru că piesa care ne atacă dama este de aceeași valoare cu dama noastră și atunci nu este o problemă. Dacă era șahul cu nebunul, bineînțeles, nu am fi putut să punem dama în față. Și partida se joacă mai departe. Dacă ne uităm ce am mai putea să facem la șahul negrului, vedem că avem o piesă care poate fi interpusă, de exemplu, nebunul, avem chiar și calul care se poate retrage aici, dar ne-ar putea captura dama și nu putem să capturăm decât cu regele, pentru că avem calul legat. Din nou, trebuie să fim atenți dacă dorim să facem acest lucru, nu vom mai putea efectua rocada. Avem o mutare destul de naturală, nebun de 2, dar care nu este neapărat bună în acest caz, pentru că, vedem, rămâne calul aici, fără apărare, și chiar dacă vom captura și noi nebunul, apoi dama poate să captureze în G2 și deja iarăși negrul stă mai bine. Și ultima posibilitate, atunci când am fi în șah, cum spuneam, probabil am alege să capturăm nebunul. Vedem că interpunerea unei piese nu este în acest caz o idee bună să punem nebunul și rămânem la prima variantă, dar doar ca să ilustrăm și al treilea principiu, am avea dreptul să mutăm și din rege. Cu toate acestea, nu vom alege să mutăm din rege de cele mai multe ori, pentru că acest lucru ne face să pierdem șansa de a mai efectua rocada. Dar de reținut că acestea sunt cele trei principii, trei modalități de eliminare a unui șah. Fie capturăm piesa care ne atacă, fie în funcție de situație putem să interpunem o piesă proprie sau să mutăm din rege. Aceasta a fost lecția de azi și bineînțeles că spre finalul partidei, de cele mai multe ori,
vom alege poate să mutăm din rege atunci când suntem în șah, poate nici nu avem celelalte două posibilități la dispoziție, să capturăm piesa care ne atacă sau să interpunem o altă piesă, dar în prima parte a partidei de cele mai multe ori evităm să mutăm din rege atunci când suntem în șah. Să vedem acum rezolvarea diagramei propuse în ediția trecută. Un mat în două mutări. Trebuia să găsim mutarea albului, pentru care la orice răspuns al negrului există un mat. Vedem că negrul are un pion în plus și chiar se apropie de transformare cu el, dar albul se va folosi de poziția regelui negru în colț. Regele negru a plecat de pe E8, dar a ajuns în H1 în fața pionului, încercând să-l transforme. Și va reuși albul un mat, jucând o mutare foarte frumoasă. Felicitări celor care au găsit-o, nebun E3. După nebun E3, amenințăm direct damă G1 mat. Dacă încearcă negrul să... Așa era poziția după nebun E3. Dacă încearcă să mute din rege, nu l-ar ajuta la nimic. După rege H2 avem tot damă G1 mat. Dacă încearcă să mute din nebun, la fel. Nu are cum să controleze câmpul de culoare neagră G1 și avem tot damă G1 mat. Chiar și un sacrificiu de damă în disperare nu l-ar ajuta, nici măcar nu ne mai obosim să capturăm dama, pentru că avem direct damă H3 cu mat. Iar mutarea cea mai naturală, care negrul speră să se apere de amenințarea damă G1 și să înainteze pionul spre transformare, duce la un alt mat foarte frumos. Albul se folosește de faptul că negrul și-a blocat acel câmp H2. Nu mai avem damă G1 pentru că ne-ar captura dama, dar avem damă F3 cu mat. Vedem cum dama controlează diagonala albă, nebunul diagonala neagră și chiar fără ajutorul regelui a reușit să obțină un mat forțat după spectaculoasa cheie nebun E3. Până data viitoare vă invităm să ne trimiteți rezolvarea acestei diagrame cu enunțul alb mută și dă mat în două mutări. Sunt destul de multe piese pe tablă, dar albul are o mutare foarte frumoasă, pentru care la orice răspuns al negrului avem un mat. Așteptăm soluția dumneavoastră pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sunt Delia Duca Iliescu și vă aștept și săptămâna viitoare cu alte diagrame pentru gimnastica minții. O săptămână frumoasă să aveți! Această emisiune vă este oferită de compania Herbașu.